Bine v-am regăsit, dragii mei, la un nou video interactiv. Haideți să facem în această seară un video interactiv, să aflăm dacă persoana iubită o să vă sune, dacă are de gând să o facă, dacă se mai gândește la voi și dacă vă veți împăca. Bun, am pus trei variante. Prima, piatra neagră. A doua, piatra gri. Și a treia, cristalul. Dacă aveți probleme în a alege, puteți să opriți videoclipul și să îl reporniți când v-ați hotărât la una dintre pietricele. Bun, haideți să pornim cu prima etalare, piatra neagră. O să o punem aici. Să vedem dacă persoana iubită, hai să spunem în luna octombrie, dacă persoana iubită o să vă sune în luna octombrie și dacă o să vă împăcați în această lună. Haideți să vedem pentru cei de la etalarea numărul 1. În multe dintre situații este posibil ca persoana iubită să fie la distanță, să fie plecat sau plecată. Clar a existat o despărțire și o ceartă destul de mare între voi. Vă simțiți răniți cei care ați ales etalarea numărul 1, suferiți foarte tare. În schimb, să știți că și persoana de care ați întrebat suferă foarte tare, pentru că oarecum aici a existat o trădare. Poate că puteți căsători și de la etalarea numărul 1 sau poate persoana de care ați întrebat este căsătorit sau căsătorită. Însă, din ce văd aici, persoana aceasta se gândește foarte mult la voi. Dacă v-a înșelat, dacă este vorba despre o persoană care v-a înșelat, clar regretă ce a făcut și clar își dorește să se întoarcă la voi. Haideți să mai sară niște cărți pentru... Da, este foarte posibil o variantă ca această persoană de care ați întrebat să fie o persoană care s-a despărțit de voi datorită faptului că s-a lăsat influențat sau influențată de către cineva din familia lui sau a ei. Mai exact, mamă, bunică, mătușă sau poate fi situația în care poate fi un bărbat căsătorit sau o femeie căsătorită. Este clar că cineva a intervenit în relația voastră. Bun, este clar că e vorba despre părinți. În multe dintre situații este vorba despre părinți care au intervenit în relația voastră și pot fi chiar și părinții voștri, cei care ați întrebat, care n-au fost de acord cu relația voastră. Indiferent de situație, mai poate fi varianta în care, vreau să spun că indiferent de situație, această persoană o să vă sune în luna octombrie, cred că mai devreme de luna octombrie, se pregătește să vină la dumneavoastră să vă ceară iertare, este pregătit sau pregătită să poartă o discuție foarte serioasă și lămuritoare cu voi. Chiar dacă a existat suferință de ambele părți și trădare de ambele părți în multe dintre situații, această persoană este gata să o ia de la capăt cu voi. Și clar, răspunsul la întrebarea dacă vă împăcați, da, cu siguranță vă împăcați. Este o persoană care este sortit sau sortită să fie cu dumneavoastră. Iar în situația de față eu văd că în multe dintre situații să știți că este posibil ca și voi să fiți căsătoriți și această persoană să fie căsătorită sau căsătorită. Și din cauza partenerilor voștri stabili, voi să nu fi putut să fiți împreună. Văd foarte multă suferință, ascunzișuri, minciuni. Mai există și varianta la etalarea numărul 1 în care această persoană să vă fie partener sau parteneră stabilă și poate că v-a părăsit și a plecat cu altcineva. Însă acolo unde a plecat, clar a regretat ce a făcut, pentru că văd că există o situație în care a crezut că găsește ceva mai bun sau poate și-a închipuit că va găsi ceva mai bun, însă a fost o mare iluzie. Pentru că această persoană, ca să vorbim așa, și-a luat o mare țeapă. Această persoană se va întoarce la dumneavoastră cu coada între picioare, cerându-vă iertare și dorind să se împace cu dumneavoastră. Dar să știți că chiar vă iubește. Să știți că e vorba de iubire curată. Bun, deci am stabilit la etalarea numărul 1. Vă va suna și vă veți împăca cu siguranță. Bun, haideți să trecem la următoarea pietricică, piatra gri. O să o punem aici, sper că se vede. Bun, haideți să vedem
Deja ne-a sărit o carte. Sunteți nerăbdători cei de la etalarea numărul 2. Cineva a purtat o mască aici. Cineva n-a fost sincer. Vorbim de un bărbat, în special de un bărbat, sau de o, în cazul în care sunteți domn, de o femeie, dar situația mi se arată o persoană foarte îngânfată, o persoană plină de el sau plină de ea, o persoană care crede că are lumea la picioare, un bărbat foarte rigid, un bărbat foarte dur, un bărbat foarte neserios, plin, nu știu dacă am mai spus plin de vicii. Un bărbat plin de vicii, un bărbat afemeiat, un bărbat care nu suportă să dea explicații, consideră că are dreptate în continuu, dorește să vă manipuleze, să aibă influența asupra voastră, autoritate, nu suportă să fie corectat. Clar este vorba despre, în multe dintre situații, să știți că, pentru că mi se arată două persoane aici, este posibil ca voi cei de la etalarea numărul 2 să aveți un partener sau o parteneră stabilă în felul acesta. Iar voi deja v-ați găsit pe altcineva, o persoană care văd că vă oferă dragoste, vă oferă iubire. Haideți, încă o carte pentru voi. Clar, este vorba despre un bărbat, un bărbat care crede că le are pe toate, dar de fapt nu are nimic. Un bărbat care crede că lumea este la picioare, dar nu are nimic. Ați avut și momente frumoase în relația voastră, însă din câte văd aici, dacă ăsta este partenerul vostru stabil, clar ați cunoscut pe altcineva. Multe dintre situații vă doriți să scăpați de partenerul oficial ca să fiți cu persoana pe care o iubiți și poate că întrebarea voastră a fost despre persoana pe care o iubiți, dacă vă va suna sau dacă vă veți împăca, pentru că văd că au existat niște probleme acolo. Și la etalarea numărul 2 pot să spun că da, această persoană o să vă sune, această persoană se va împăca cu dumneavoastră, poate nu ați putut să aveți această relație sau poate v-ați despărțit datorită partenerului sau partenerii oficiale. Însă mai văd o situație la etalarea numărul 2 în care iubiți pe cineva foarte mult, care vă iubește, s-a comportat foarte frumos cu voi, însă despărțirea s-a produs datorită faptului că această persoană a cunoscut, ori există o fostă sau un fost, care i-a făcut niște lucruri oculte, pentru că mi-a apărut magicianul, există o parte întunecată și este clar că această persoană are niște lucruri oculte făcute ca să vă despartă. Și în același timp, parcă această persoană pe care ați cunoscut-o într-un fel anume s-a transformat într-un bărbat căruia nu-i mai pasă de nimic, într-o persoană care nu-i mai pasă de nimica, nu-i mai pasă de voi sau cel puțin asta arată. Însă nu face lucrurile astea voit, face datorită faptului că are ceva făcut. Și asta ține de voi să luați măsuri, pentru că văd că sunteți sortiți să fiți împreună și există o foarte puternică atracție fizică între voi, foarte multă pasiune, o bună comunicare, însă voi ați avut impresia că această persoană a purtat o mască, însă nu, această persoană chiar așa este cum l-ați cunoscut sau cum ați cunoscut-o. Însă în momentul de față s-a comportat astfel datorită faptului că a avut ceva făcut, ceva necurat făcut. Deci asta să știți clar că nu este comportamentul adevărat al acestei persoane cum s-a despărțit de voi, cum era în momentul când s-a despărțit de voi. Bun, da, această persoană vrea să vă sune, această persoană își dorește să se întoarcă la voi, însă lucrurile pe care le are făcute îl reține sau o reține. Bun. Aceasta a fost și etalarea numărul 2. Haideți să trecem la ultima, cristalul. Vedem care este situația și la voi.
S-ar putea să aveți de-a face cu cineva care este căsătorit sau căsătorită. O persoană cu care toți ați încercat să aveți o relație și v-ați tot învârtit în cerc cu aceleași lucruri care s-au tot repetat între voi. Aici vorbim despre o persoană mult prea materialistă, un bărbat materialist, un bărbat foarte... poate că pune banii mai presus de dumneavoastră sau mai presus chiar de orice, dar văd și cineva care, dacă este căsătorit, clar este influențat de către partenera lui stabilă sau de către partenerul ei stabil, în cazul în care sunteți domni. Însă văd că, nu știu, este o situație ciudată, aici trebuie să mai extrag cărți ca să-mi dau seama. Clar aveți de-a face cu cineva foarte fals. Fals, fals, fals. Deci, din cap până în picioare, fals. Este o persoană care poartă o mască. Este un bărbat, acum mi s-a clarificat totul. Este un bărbat materialist, un bărbat oportunist sau o femeie materialistă, o femeie oportunistă. Poate fi și căsătorit, poate fi implicat într-o altă relație sau mai văd o situație pentru anumite persoane, asta nu pentru toate, de la etalarea numărul 3, care pur și simplu se sfătuie cu mama lui sau cu mama ei, are pe cineva mai în vârstă în familie care tot îl îndeamnă să facă aceste lucruri ca să obțină niște profituri. Așa își câștigă banii, fiind un șantajează emoțional, escroc sentimental. Ăsta este cuvântul potrivit. Roata mi-a apărut pentru că lucrurile se tot repetă între voi și această persoană tot revine în viața dumneavoastră cu aceleași minciuni, cu aceleași vorbe de nimic, cu aceleași planuri, aceleași promisiuni care niciodată nu se adeveresc. Această persoană, pentru că simt că la etalarea numărul 3 sunteți persoane foarte independente și această persoană a mirosit terenul. Și și-a dat seama că sunteți și foarte bune la suflet sau foarte bun la suflet. De la această persoană profită din plin. Da, răspunsul este super da. Această persoană clar vă sună. Această persoană nu pleacă de unde este bine. Pleacă, își face treaba în altă parte, se distrează, revine înapoi. Pleacă, își face treaba în altă parte pentru că văd că este și un bărbat infidel, mai are și alte persoane pe care să le escrocheze. Dar... se întoarce. Se întoarce înapoi cu siguranță. Dar ține de voi să vă treziți și aveți foarte mare grijă pentru că mai văd o situație că s-ar putea ca cineva din familia, nu s-ar putea cu siguranță cineva din familia lui sau a ei, cum am văzut aici, vă face lucruri oculte să vă țină adormite sau adormiți ca voi să puteți fi manipulate și utilizate de către acest bărbat sau de către această femeie. Deci situația este că voi trebuie să vă treziți aici, că această persoană știe foarte bine ceea ce face. Voi nu iubiți această persoană, pur și simplu stați cu această persoană pentru că v-a adormit. Deci trebuie să aveți foarte mare grijă să vă treziți, să luați măsuri să vă treziți la etalarea numărul 3. Bun, aceasta a fost și ultima etalare, acesta a fost video de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să dați un like, să dați un share. Eu vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.